acțiune împotriva guvernului. Un guvern care, ați observat, nu își respectă promisiunile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, și aici mă refer strict la ceea ce s-a întâmplat în diasporă în timpul alegerilor prezidențiale, pe data de 2, pe data de 16 noiembrie. Există numeroase apoi promisiuni din partea guvernului și din partea celor care se aflau la putere în Parlament că vor soluționa această situație și până în prezent nu au făcut-o. Ba mai mult, după cum ați văzut și zilele trecute, după cum am văzut niște declarații, reprezentanți importanței guvernului chiar au adus jigniri cetățenilor, românilor și în special românilor din diasporă, prin cuvinte pe care eu personal nu-mi permit să le reproduc în această conferință de presă. Problema este că acești oameni, reprezentanții ai guvernului, nu numai că ei gândesc aceste lucruri, dar eu sunt sigur că aceste discuții există chiar în cadrul seriilor lor de partid și de fapt și de drept este atitudinea pe care PSD-ul și pe care guvernul și majoritatea de un parlament o are față de oamenii care sunt plecați în străinătate și față de cetățenii români. Nu este singura problemă cu care actualul guvern se confruntă în momentul de față. Presa internațională, numai vorbind de presa românească, este plină de comentarii, este plină de editoriale cu privire la situația guvernului Ponta, cu privire la situația lui Ponta, aceea în care i s-au adus acuze din partea unor instituții, abilitatea ale statului cu privire la activitățile lui ante și de pe timpul guvernării. Acest protest a fost făcut, așa cum am spus și la început, în sprijinul acestei moțiuni și a fost făcut pentru a le arăta celor de la guvernare că nu ne dorim să avem astfel de guvernanți, nu ne dorim să avem astfel de miniștri cu astfel de declarații și am văzut că aceste declarații împotriva cetățenilor români nu se opresc numai la nivel de PSD și de guvern. Am văzut și o declarație făcută de către președintele Senatului, care spune că, dacă mă înșală memoria, oamenii vin la vot decât pentru bere și mici. Nu pot să jigni un popor întreg, tu, ca reprezentant al țării, la numărul 2 în stat, o astfel de declarație. Pe lângă aceste probleme, aș mai vrea să subliniez câteva nerealizări ale acestui guvern. Și mă refer aici la atitudinea pe care acești oameni din guvern o au față de, să spunem, oamenii de afaceri. Văd că peste tot se laudă cu această creștere economică pe care, sincer vă spun, și cu toți oamenii care au o mică afacere sau o afacere mai mare, asta de vorbă nu se simte absolut deloc în modul în care își desfășoară activitatea economică. Se laudă cu faptul că au colectare mai mare, că au mai mulți bani la buget, că au 7 miliarde de lei, dar pe care, din păcate, nu le dau drumul în economie la acești bani. Acest lucru va fi o bombă cu ceas pentru România, pentru că într-o economie în care te plângi că nu ai investitori, într-o economie în care te plângi că nu ai capital autohton, să ții blocați 7 miliarde de lei este o crimă. Sunt foarte multe firme care trebuie să primească bani de la bugetul de stat, indiferent că se cheamă autoritate publică locală sau instituție la nivelul Bucureștiului, care la rândul lor au datorii la bugetul de stat, se trezesc cu ANAF-ul peste ei și li se închid firme. Aceasta este atitudinea guvernului de astăzi. De asemenea, își bagă de cetățeni, venind și mințind noi că avem creștere economică, dar cred că marea majoritate a cetățenilor care se duc să-și cumpere alimente, se duc la magazine, observă că, de fapt și de drept, alimentele pe care le cumpără și bunurile pe care și le cumpără sunt în ce în ce mai puțin. Aceasta este, pe scurt, realitatea guvernului Ponta, numărul nu știu cât. Și, din păcate, această atitudine de dezinteres total, de neluare în considerare a cetățenilor,
pe care am văzut-o și la Ponta, pe care am văzut-o și la Rus, declarația de zile trecute, pe care am văzut-o și v-am spus și la președintele Senatului, la domnul Tăriceanu. Am văzut inclusiv aseară o emisiune în care un alt reprezentant al guvernului, domnul Nicolicea, la fel, o atitudine zeflemitoare și la adresa celor care erau în studiu și, în general, la adresa românilor. Nu cred că un astfel de guvern trebuie să rămână în continuare în piața Victoriei, în serviciul guvernului.